Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din 5M. Îl avem aici alături de noi pe Anti. Salut. Îl avem în partea asta pe John, zis CJ. Salut. Uite-l aici cu dreaduri frumos la coafor, 7 ore asta pentru liniile astea pe cap, vă jur. Și l-avem bună și pe... Aoleu, cine e ăsta? Bună ziua. Ce e aici? Cine șturează motorul pe aici? Uitați, cred că e bicicleta aceea de jos, se pedalează singură. Ce-i mă cu ăsta, mă? Ce vrea de la noi? Că-i trag o stângă de asta așa? N-am venit deja mai a garda. Îl avem și pe Daniel, care cred că nu știu unde este. Aici, lângă tine. Că e tu domnul la costum? Da. Uuu, frumos. O să... am eu un Audi, l-am găsit pârjoale ieftine acolo pe anunțuri și o să mergem totul să ne luăm, am văzut o mașină ce-mi place maxim. Și opa, mă scuzați. L-am lovit pe domnul aici. Audi-ul găsiți la clasa B, e în jur de 100.000, probabil trebuia să fie 1.000.000, dar s-a uitat un 0 la el, dar oricum îl avem și pe acela. Și mergem noi tocmai aici jos. Băieții, aveți idee cam ce urmează să cumpăr? Nu, următorul. Cadillac-ul? Nu, următorul. Mercedes? Nu. Ăla-i Mitsubishi? It's something nice. Jet. Eclipse. Eclipse. Mă duc să văd ce pot să modific la el, dar prima oară să scoatem niște bănuți. Am văzut acolo și nu multe servere au și mi-a plăcut maxim. Băieți, apropo, aveți IP-ul și Discord-ul în descriere, o să mergem să facem și noi o cursică și după să vedem ce mai e pe acolo. Mi se pare tare pentru că toate zonele sunt puse în funcțiune și orașul ăsta și zona asta și zona de sus. În fiecare avem câte un job, câte o chestie de făcut și o să mergem noi acum să scoatem niște bănuți de la bancă. Dar cred că ne filează garda sau nu știu ce se întâmplă. Uite, hai să o luăm așa și ne băgăm în parcare, nu trecem prin fața lui. Deși se pare că e acolo cu un admin, cu ceva. Mă, dar pare că se duce așa cât de cât. Sunt curios dacă are modificările alea nebune. Steel Fast and Furious, ceva. Pare. Oricum, e nebunie tare. Are șantele imense pentru cât de mare este. Și avem aici, evident, 7 metri de automobil. Uite-l cât e. Mă duc imediat să scot niște bănuți. Serverul vă pune la dispoziție 1.000.000 de început. Îmi place maxim pentru că de banii ăștia 1.000.000 puteți să vă cumpărați o grămadă de mașini. Adică nu sunteți limitați la o singură mașină sau două mașini sau mai știu eu ce. Din care puteți alege, mă refer. Și puteți să vă luați, cred că sunt în jur de 20 și ceva de mașini pe care le poți achiziționa doar cu banii de început. Nu toate odată, evident, poți alege una, maxim două, pentru că mai sunt la 400.000. Și e destul de tare, băieții, mă duc să modific, să văd ce pot să modific la mașinuță. Ai cumpărat mașina, dar ai văzut ce ai jos la picioare, în dreapta? Am văzut, butelia. Să prăjim puțin cartofi. Aoleu, stai în ce că-i garda. Mă, dar ăsta încă stătă. Tu aici de 5 minute. Nu știu, a durat mai mult semaforul pentru el. Bun, o să mergem frumos să punem centurica. Așa, pe B, apropo, în caz de aia. Da. Și mergem noi frumușel. Bă, dar se duce mă cât de cât mașina. Opa, intrare greșită. Se duce așa cât de cât. Audi-ul ăla mergea ca lumea în drift, adică puteai să faci niște drifturi super beton cu el. Ia să vedem ce modificări are mașina aceasta. După care mergem să ne jucăm. Dar după cum știți... Ori nu mi le descarcă. Bou, deci dacă e pe bune și le văd... Mamă. Eu o să o las pe asta așa. Mai facem ce avem aici. Văd că pot să-i le scot, deci clar, automat se pun altele, nu? Depinde. Mă gândesc dacă îmi descarcă resursele sau pur și simplu nu-s pentru ele. Nu-i pentru ea, știi? Asta nu știu ce e, grila. Trebuie,
se arate dacă ți le descarcă. De obicei nu se arată când descarcă resurse. Cum ești cu mașinile pe care nu le ai văzut, nu le vezi până se descarcă. Dar oricum, fac, văd aici ce este, trec prin toate în caz de să le pun la descărcat, dacă nu, modificăm restul, dar așa pare că are modificări. Brakes, astea le punem. Ce mai avem? Uite, avem suspensia. Un centimetru e mult. Armură, e foarte tare pentru că upgrade-urile sunt ieftine. Șasiul, roll cage, uite, putem... Wow, pot să-i scot oglinzile! Ok. Ia să vedem, motor, punem aici, plates, punem negru, deși mașina cred că o să o fac lime. Bumper, sunt foarte multe, dar nu le vedem. O să trecem iar mai târziu prin ele să vedem ce și cum. Culoarea, am zis noi că mergem pe lime, să fie așa, stil Fast and Furious ceva. Deși arată foarte caragioasă mașina fără spoilerașul la micuț pe spate. Cred că putem pune Frost White, nu, Ice White, pentru că îi dă o reflexie de asta blană. Iar la roți, parcă sprea mare asta pentru mașină. Uite, mărești, micșorează foarte, foarte puțin. Și cred că am putea merge pe ceva... Le scoate oare și în afară? Nu. Ba chiar sunt mai mici. Doar că la astea mi se pare că nu putem să le schimbăm culoarea. Corect. Doar că alea sunt mai micuțe așa, dacă... Uite. Dacă punem noi orice pe sport și dăm camera... Bine, orice jandă, dăm camera din lateral așa să vedem unde pică balonul ăla... Se observă că astea sunt mai mici, deși arată mult mai blană. Mai ales astea așa pe negru arată genial, le vom pune pe astea. Și geamurile cât de cât așa. Haide să punem acum înapoi, să mergem la spoiler. Văd că astea, da, nu cred că sunt pentru mașină, o să rămânem la ăsta stock. Și cam mai ar fi, băieții. Ca aspect e mai fățos așa audio, dar porcă ăsta îi trage goarnă. Frumos, așa pe verde. Hai să urcăm direct pe autostradă. Ne-am încadrat, de toți banii ne-am încadrat. Da. Nu mai fac greșeala aia, că și eu mereu mă încadrez pe acolo. Dar Daniel unde este? Daniel? Sunt la celălalt tuning. Ah, ok. Vin și eu imediat. Avem, deci avem așa, o mașină ceva sport, avem o mașină tip lux, avem o motocicletă și Daniel, să vedem cu ce vine. Daniel, nu ne da spoilere, bine, poate băieții deja știu ce ai, dar eu nu știu ce ai, deci să te așteptăm aici, la intrare pe autostradă. A susit și Daniel aici, se pare că e cu motocicleta buguită, după cum o știm noi, făcută albastră, frumos așa. Ups, stai, nu cu pumnii. Haide să mergem. Mergem până în orașul celălalt, dăm o cursă așa. Vedem care Haide. Ce... Iuleu, ce s-a întâmplat? E la puțin bara lui Marnic. Hai că... Îi dăm dimers normal. Să nu ne ia ceva gardă, să zică că facem curse. Puneți-vă centurica. Puțin băieții cu motorul că... Dă-i anti, trage-i tare. Ei, da, greu. O, bine. E grea totuși. Ia să vedem cât se duce și buburuza asta. Cred că am aflat. 160 s-a blocat. Restul ne dă doar din dâmburi. E leșinată tare. Bine, nu chiar. Haide! Cât aveți la oră? 190. Mamă, ce se duce, ce se duce nava aia. Bă, vine unul cu Ferrari-ul. Nu-mi vine să cred, sunt cel mai încet. Ba nu, CJ e! L-am luat și pe ăla cu Ferrari. Stai mă, bă, banda ta, vrei să mori? Mai e pe bord. S-a adus băiatul cu Ferrari. Da, agheu, efectiv. Eu nu înțelegeam de ce nu trece, bine, nu putea, dar... Cât aveți la oră, toți? 162. 185. 240. Mai așa, mai încet, mai... 186, acolo mi-e limita, 190 mie. 172 la mine. 250.
Sunt curios audio-ul ăla, oare cât fuge? Cât prinde? Hai că o iau mai încet, că voi... Oare nu e niciun garaj pe aici? Ia, stați așa, nu mergeți pe lângă mine, că sunt pe hartă. Se observă vreun garaj? Ce sunt astea? Scase? Aoleu, accident! Opel accident! Opel accident. Pe unde e un garaj, oare? În oraș, așa acolo. Sus. Garajele sale roșii? Am găsit unul. Da. În 4 km. Că să vreau să testez audio ăla și puțin pe... pe autostradă. Să vedem ce știe să facă. Bă, să știi că se duce un apartamentul ăla pe roți. Da. Că și la mărime și la preț cât un apartament. Haide că vă chidați. Oricum e imensă, tare. Cred că e genial o mașină de mărime aia. Îți dai seama, dormi, nici nu-ți mai trebuie cazare, hotel, ceva să călătorești, bine, acum în realitate. Corect, e imensă. Da. Adică, până la urmă, dormi și într-o de-asta cu patru uși, știi? Dar imaginează-ți în aia. Stai pe spate. Și Lincoln, îți dai seama. Da, alea sunt mari. Alea sunt... Maaau. Garda? Da, cu Bugatti-ul. Unde? Era în spate. A, lasă, ce are? Are treabă, mergi. Ba, vine după noi. A zis să ne mai lase așa, olea, că iau-te-l cum vine. Eu sunt pe viteză legală pe aici. 140. Dar mă claxona. Te-am trecut? Păi, normal, are Bugatti. Mă claxona. După mine. Eu merg foarte regulamentar, nu știu. Oricum, mă dau jos de pe autostradă eu aici, pe dreapta. Eu... Mă duc să-mi iau audio. Să văd cât îi dă. Eu iau așa că mă claxonă și pe mine. Haide, wow, bă, ăsta e mapping, nu-i normal, nu? Nu știu. Cu pacii ăștia nu s-a ieși normal. Mă, ce genial arată. Eu mă încercam să mă țin cu el, nu știu. Bă, dar de ce m-a băgat pe mine GPS-ul pe traseul ăsta? O luăm pe sub autostradă, gata, înțeleg. De ce m-a băgat GPS-ul? Că vin și eu, că am scăpat de poliție. Am pus alea ca frână în dreptul meu. Eu încercam să mă țin cu el, cu 170, sau... opa. Chiar sunt foarte curios audio ăla, doar în oraș am tras și mamă, ce frumos mergea, adică patina așa era foarte distractivă mașina. Dar sunt curios, sunt curios pe autostradă, cât îi dă, fiind și la, de la clasa B. Și e făcut așa frumos, perne, jante, nebunii, autocolant de ăsta. Arată bine. Colantat, pardon, nu autocolant. Ia uite, am și tablete pe scaune. Și ăsta e, e full full. Am 6 locuri. Cu tot cu... Ce să fac? Dacă deschid porbagajul, și avea așa. Cred că o iau tot pe acolo să ajung pe autostradă, dar mie e așa urât să bag mașina asta prin țărână. Mai și joasă. Dar dă-i mai în față. Ah, da, îi dau pe stânga, frumos. Sau pe stânga, da. Ah, da, dar corect. Unde, și pe e... dreapta. Dar nu cred că aveam voie să facem stânga. Legal, da. Nu. But, dacă nu este garda, cum au zis băieți. Dacă nu-i poliție. Băt român, e român. Gata, băieți, liber. Îi dau. Sunt curios la top speed. 1.7, 1.8, 1.9. Oho, se duce, mă, 2. Nu zici că mai am 17 benzina? Băi, și eu tot cea, 18 acum. 18. 16. 14. Bă, ce se întâmplă 14 și eu? Se teleportează combustibilul, 12. Mamanti. Ați făcut-o pe la accident? Cam pe la accident, eu pe motor. M-am cam luat pe bord, dar știi că prin 270. Băieții, combustibil, mai am 7. Mai am 8. 8? Cum? 5, 7. Mă, ce face, mă? Dansează combustibilul în rezervor. Nu mai vrea să intre prin supapa aia ce-o fi. Uite, îmi face... Trece motorul, fă-i ceva. Ia-l cu tine. Îmi face farse. 5, 4, 6. Eu zic că face bungee jumping pe acolo și sare, nu știu ce se întâmplă. Eu nu știu dacă mai ajung la benzinărie să-l salvez. Mai am 6, eu am ajuns.
Am reușit să ajung, băieții. Sunt bine. Să mă depășește, Anti. M-a luat direct pe bord. Ia uite, mă, ce dansa, mă, combustibilul în audio ăsta. Imediat. Daniele, du-te tot mai în spate și șterge motorul lui John. Gata, am făcut plinul și la mașinuțe. Din păcate, opel accidentul. Daniel a ajuns tocmai la spitalul mare de urgență. Avea pe acolo multiple fracturi de dinți și mai știm noi ce alte leziuni craniane. Medici, tata, ce să mă asemn. Da. Și o să mergem acum, că tot am ajuns în orașul de sus. Avem noi aici pe stânga un giobuleț de șantierist. Am spălat și mașina între timp. E albul ăsta strălucitor, așa ca de dinte. Și să vedem care e treaba cu ăsta de șantierist și cum se fac banii pe acest server. Că mașini am văzut, de plimbat ne-am plimbat, de modificat am modificat, acum să și muncim. Și aici am înțeles că ne angajăm sau unde, gata, uite, l-am văzut, o să-mi trag mașina aici frumos pe locul ăsta. Jup. Anti, tu du-te la camioane, n-ai voie aici. N-ai loc aici. Bă, ce mare e, bă. Ia să te încărc că ocup un loc de ăsta. Perfect. Pe ce de la e? Ia, ok, pe M. Stai așa. Deschide portbagajul. Sunt curios la asta, ce e răuntru? Că e prea mare. Ai M și ai acolo uși. Da, știu. Ia. Mă, bagi aici porci, de ce, ia uite. Dă-te că intru aici. S-a spart ceva, nu știu, eu ți-am spart ceva. Dă-te că intru aici. Ecrane, tetiere, nebunii, lemn, motor de 7000, cred că. Îți vrei așa ceva, mă, ia uite-l pe ăsta, a venit cu scooterul aici. Nu, ce mișto e. Cine? Hai, mă, că nu e. Bă, ți-ai schimbat janta sau? Mama, ai spălat-o, nu? Ce diferență e! Ce, ultima oară când am văzut-o era murdară și părea super gearsă. Cum e tare rău. Haideți doar că e diferența la culoare când e spălată. Da, păi e frumos tare verdele ăla acum. Ia să vedem, eu m-am angajat aici, uite, ciocan, picamăr. Și aici? De că mă pune la baloți sau ce ar fi. Ia stai așa, deci aici dai la... Uite, dai la ciocan. Eu m-am dus, băieții, să dau la ciocan aici, bat puțin stâlpi grinzile astea de metal. Aia mai lucra pentru o pauză, ciocan plotit. Mă, mi-a dat deja banii, fii atent. Ia, vezi ce-i dau aici la picamăr. Nu ne zi. Bă, e bine, adică când... Oh, cât mi-a dat. Mă gândesc că am dat doar o singură dată cu ciocan. Plotit, bun. Mamă, cât îți dă la picamărul ăsta nebun. Wow. La fel la ambele, cred. Nu știu, mie la ciocan mi-a dat mai puțin, mi-a dat 1000 și. Doar atât? De unde, că mi-a dat 8000. Mie mi-a dat 8000 la ciocan. 8000? Da, 8000 și la picamăr 9000. Mă, dar văd că e crescător sau mi se pare mie? Da, crește. Uite, acum mi-a dat 4000. 9500 mi-a dat. Bă, oare fi crescător cu cât faci mai mult îți plusează? Ia, stai așa să încercăm. Da? Nu e. 8000 mi-a dat acum. Deci 9500, ultima oară, să vedem. Stai așa că mi-a dat, chiar sunt curios. Mi-a dat 8000, 9000, 3000. 8300. Am luat 8000 din prima. 2000. Înseamnă că e random între sumele astea. Mi-a dat 2000. Dar oricum, e bani buni, e bani buni. Stau aici, dau la ciocan și... Și oare poți să-l faci repetitiv? Da. Adică doar stai aici pe șe. Mamă, păi ce-ți dorești mai mult de la un job? Ce poți să-ți dorești mai mult de la... Hai că ajungem în China dacă e tot așa. 1000, acum scade, băi, ce 5000 mi-a dat. Care? Că deja am pus pe dreapta 30.000. Doar 30, am 40. Ce vrei, mă, mi-a mai dat și 1000 la început. 50.000 acum. E bun. Dacă dau și eu aici. 9000 mi-a băgat în buzunar de la picamărul ăla. Facem excursie în China. Băi, faci destul de rapid bani de o mașină, să fiu sincer.
Adică o mașină, mă refer, ți-ai una de start, să zicem, uite, în cazul lui Anti, care și-a luat mașină de 1 milion, că e cea mai scumpă mașină de pe pagina aia, mi se pare. Da, da, da. După vii aici la job, cred că în 23 de minute poți să-ți mai iei o mașină. Mă, a venit gardă. Alergă pe cineva. Cred. Vedeți și voi că zboară un far? Da. Unde? Zbura pe aici un far. Am văzut, e de ceva timp. Uite-l. Zboară ceva. Da, ce chestie e? Părea ca o mașină când am văzut prima oară. Nu știu. 160.000, fac 200.000 și mă trag pe dreapta. Cu banii pe care îi mai am, să mai iau o mașină, băi, ții că am făcut 500 de mii. Și da, cred că... Am 50 de mii top. Mamă, deja sunteți pe bani, eu. Mă duc să mai trag puțin și la pica, mă. Eu-ți bați eco în cap, nu știu ceva. Cât ai făcut pe acum? Până acum atât ai făcut? 77? Am 82 de mii. Acum. Mi-a dat 4.000 de la ciocan. Oare care durează mai mult, picamărul sau ciocanul? Ambele cred că au... Ia, stai așa. Start, l-am pornit la și 15, sunt curios. Probabil, e posibil să aibă la fel, dar sunt curios exact cât. Mi-a dat 10.000 cu o tură. Fel. Deci e foarte random. 15 secunde am dat la picamăr. Hai să vedem. Da, ambele au 15. Imediat. Da, foarte posibil, dar chiar vreau să testez. Mulțumesc că o mai sus. Care mă, ăsta 9 secunde. Ce? 9 secunde la ciocan. Ia că mutam. Da, mie parcă îmi dă mai puțin la ciocan decât. Adică nu, e random, e random. Am luat 10.000 acum, deci e foarte random. Dai 9 secunde, da, uite, 1.000 am luat. Și sincron sunt conti. Deci uite, vezi, contează. Uite, mi-a dat 9.000. Mamă, băieți, vă recomand jobulețul ăsta, ești nebun, te umpli de bani. Deci 9 secunde la ciocan, nu dați la picamăr că muncă grea neplătită. Ar fi tare să mai adauge ceva, un fel de flex, gen, sau orice, știi? Că până la urmă mă gândesc că e aceeași chestie, doar că se pune altă animație, că ca și script ar fi... Efectiv aceeași chestie, doar că pune altă animație, alt text și mai multe secunde și să-ți plătească alt range de ăsta. Dar nu cred că există animație. Mă, există la de sudură. Care ar putea să-l pună, de exemplu, nu știu, pe alt stâlp sau ceva, știi? Că... Am făcut 100.000. Doar 100.000 ai făcut total? Am 150.000. Am 600.000 acum. Mamă, sunteți băieți. Și am început cu 500.000. Eu am venit cu 90.000 și am 250.000. Am venit cu 300, am 150.000. Cum să vii cu 300? 300 bănuți, nu? Da, 300 de lei. M-am speriat, am zis, bă, cum e posibil? Toate ca toate voi băieți, dar aveți mâncare. Da. Mă duc la magazin să-mi iau ceva rapid. De fapt, stai, fac 300.000. Să am 600, să știu că-s bazat, măcar să-mi iau o mașină frumoasă. Și merg frumos să-mi iau o mașinuță ceva. Băi, chiar tare jobulețul ăsta. Eu mă duc să-mi fac Cadillac-ul full. Vin și eu să-mi schimb, să-mi fac o mașină. E ieftin să faci mașină, mi se pare. Da, nu mai aveam bani. Da, corect. Milion, mașină. Am văzut la BMW că au multe modele mișto, rău. Da. Sunt vreo 4 șeptare sau 5. Hai, zici că eu m-am dus. Mai am și eu două ture și dau frumos la magazin, îmi iau ceva de papas. Și după merg în oraș și modific ăsta și văd și top speed-ul audio-ului că n-am reușit să-i dau. Că am rămas fără combustibil pe partea asta dreaptă. Eu mă gândesc că dacă o fac full ar trebui să am un top speed mai mare sau să prind mai repede. De obicei îți schimbă cu un jur de 10-20 de kilometri, cam așa funcționează. Vrea cineva să meargă în oraș să le iau cu mașina? Oh, vin cu motorul meu, mergem. Bine. Gata, am făcut 300.000. Hai că vin, pachez motorul. Să merg mai repede.
Gata, avem 300 de mii băieți la portofel, frumos, după, bă, puțin, cred că am stat 9, 10 minute, e mult, n-am stat 10 minute. N-am stat 10 minute. În jur de 6-7 minute, cred că am stat și am făcut 200 de mii. Jumătate de oră. În jumătate de oră deja, cred că faci peste 1 milion. Sau? Pe acolo ar trebui, cred că un 700-800 de mii. Da. Îi dăm direct spre oraș, ce să facem? Ținte bine, Johnule, că pleacă bestia asta. Iau 40 aici. Mamă, dar benzină de unde? Cred că o să scuipăm în rezervor, ce să facem? Cât ai? 64, 62. Și eu tot la fel. Mă, avem același de rezervor. 60. Mamă, dar te duci cu audio ăla. Nu te iau. Imediat. 260 până acum, 262 top speed. Mă, dar ce-am făcut? Am schimbat toate astea la motor și acum am 7 trepte, înainte aveam 6. Pe bune? Tare. Mhm. Și se duce mai tare sau? Nu prea. Nu, asta îi dă 274. Vezi și tu, John? Da, 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 200, haide cu 80. Am văzut 80. Se duce, se duce și oare luăm 300? Nu, de la... Trebuie să vadă mașina asta 300 pe bord, n-are cum. Să vedem. Îi dă sprinte în așa, stai că aici vine puțin așa în vale, cred că ăsta e momentul, John. Ăsta e momentul nostru, John! Sau ia nu? Să vedem. 2, haide! Ops, ops, ops! Dă-i! Stai că urcă puțin, deși își menține viteza. 290, stă stabil, stă stabil, nu, o, am pierdut puțin pe virajul ăla. N-a intrat în oraș. Mă, care încarcă cineva combustibilul, vezi? Da, 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 la mine. Avem 108%, dă-i acolo, Daniele. 120, 120. M-am zis că mă încarc cu Alex. Avem mai multă. Avem furtun de ăsta așa de 7 km după noi. 190. Eu zic că luăm 300 la intrarea în oraș. Hai să la Dâmbăi. 300! 303, stai că se mai duce! Cred că un 330 luăm. Pa, pa, pa. 330. E vamă, Johnule! E vamă! Frână, frână, frână! Poliția de la vamă are poză cu fața și numărul tău de matriculare. Ce poză! Oare au și cu viteza? Am 340, nu zici? 340. Mergem să schimbăm mașina repede, John. De fapt, stai că cumpărăm altă. Auzi sirene? Repede, repede. Am mi s-a părut. Bă, dar ce număr de matriculare? Că n-avem. Bă, practic mergi avem, dar nu e vizibil. Stai așa să iau altă mașină, să nu zică nimic că e aia, gata. Am numere, da, șterse. Fugit, schimb, cumpăr ceva. Mamă, mamă, dar cum am dus? Fuuu, cum ne-am dus. Gata. Că vine Bugatti-ul ăla după mine. Daniele, nu mai scăpăm mașini, clasa A. Ce să ne luăm, băieți, noi de 600? Mamă, uite BMW-ul ăsta ce frumos e. Da, tot am BMW, am văzut și eu la 600 de mii. E36-le sau 46-le? 46-le. Lăsa că mă știu la 36. E ăla mai lăsat așa mai nebun. Mamă, ce mișto-i seria 1 ăsta, fii atent, e modelul ăsta mai nouț, ce frumos, Renault Clio. 850, ce ieftin e. Eu e de 1 de la... Z8. Am bani de ăsta. Mamă, ce jantă nebune are nebunul ăsta. Nu, eu îl iau pe ăla, de l-am văzut. Gata, băieții! Mă duc să-l modific. Mamă, ăsta mi-l iau. Eu hai. Nu am bani, nu-mi iau nimic. Mai trebuie 2000. Mai trebuie 2000. Vino, vino că-ți dau. Mi-a trebuit mie, Cadillac. Who's this? Mi. Stai că aveți amândoi freză la fel. Da. Unde este? Oferă bani. Dar n-am la mine, Johnule, trebuie să mă duc la bancă. Cât mai ai nevoie? 2000. Ia, mă, de aici. Auto-l pe nebunul ăsta. Mi-ai spart geamul. Îți dau. Nu ți-am spart geamul. Mamă, ce mișto se aude. Mamă, ce top e.
Băi, ce top e BMW-ul ăsta. Nu am bani să modific, dar... Măcar la mașină. Dau eu. Oare merge să modificăm cu banii din bancă? Nu. Paaai. Nu merge. Opa, la accident. Mamă. Opa, la accident. Ce zici, șefule? Unde stai, băi? Tot cu banii, azi 50, să trăiești. A rămas în signa, în aer, nu zici? Unde? Ia, ce pe înveți ai luat? Eu? Da. Opa, la accident. Păi și-a luat seria 6, ce-i asta? Da. E 850. Da, așa să... Toată lumea la Anti, dă-și mie bani. Bani. E sponsor Anti episodul acesta. Fii mei. Bă, tot ce vreau să-i fac este să o las mai jos și să îi pun folii. A, n-ai mort să... acolo? Dar poți să intri și tu. Mamă, cât de jos merge să o lași pe asta puișor, ce mișto iese! Bă, ce tare, putem să intrăm mai mulți aici la... Da, oare ne și vedem normal? Nu te văd pe tine. Wow, da? Nici tu pe mine. Corect? Mine. Genial. Okay. Îl pune pe elevator pe John. Da. Oare chiar are de-astea bumpers? N-are, din păcate, da, asta este ce face. Windows. La John pare să aibă. Da, da, ce să aibă. Mă, uite imediat. Bine, asta e nasul să-i schimbi jantele pentru că au balonul ăsta, bam, și sunt și cu distanțiere. Și sunt, n-ai ce să le comentezi jantelor, doar că nu poți să le schimbi culoarea, dar e ok. Pe mașina asta și o vom face o culoare să se potrivească cu jante albe și cred că vom merge pe roșu. Sau bine, și albastru ăsta merge, dar l-am folosit parcă prea des. Hai să folosim și roșu, că nu prea am avut așa noi mașini roșii. De roșu cred că merge și eu. Haide, ne facem Red Gang. Ăsta și mergem după pe ăsta și adăugăm o reflexie, cred că spre portocaliu. Tot așa, tot spre roșu ceva. Și asta arată genial. O, las așa. Îmi place. No, roțile stoc. Mamă, ce nuanță de roz. De roșu, pardon. Wow, ok, arată bine. Ce mai putem noi să-i facem? Pe la motoruț, pe aici puțin, astea nu putem. Și ar fi transmisia. Gata, băieți, eu sunt cam gata, nu ce să-i fac. I-a dat opă la accident. Dă-i! Opă la accident. Poți să-mi ții ușa deschisă, te rog, pentru că al meu când o deschide, intră cu botul în ea. Am zis când ieși să mă și dau. Acum, yes. Perfect, îți mulțumesc. Da, așa că o repar și-o văcă, nu să ne țin ușa. Haide, să ține aici. Cum voastre? Hai mă, nu vă așa, vezi că ies acum. Haide. Yes, ne completăm. Gata. Noi tigăia tu uleiul. Haide încoace. Mamă, ce frumos se întinde. A mea alunecă rău, sunt pe gheață. Pe mine m-a lăsat autostradă. Dă-te că prind. Băi, mamă cum se mișcă mașina asta, nu vine să cred. Dă-te că mă duc. Johnule, n-avem frână! E spaima, John, pă. E spaima șoselelor. Vezi că prind. Mama. Cât ai? Stai că am pus frână, am prins 200, dar rapid. 200? Da. Mamă, da, înseamnă... așa, Johnule. Înseamnă că se duce. A mea 180, atât maxim. Mă pun pe banda de înceți. Nu mă mai pun că... Ai anti, 230 am. Tic, semnalizam, n-auzei? Ba, am auzit. Mamă, dar ce... 250. Se duce, mă, și apartamentul ăsta, se duce tare. Dar nu mai e anti.
cum, numai că nu i-am dat până acum, asta e și acum vin. Hey. Eu n-am nicio șansă. Hai că s-a terminat autostrada, Anti. Până știu că s-a terminat. Mamă, da, niște drifturi, Johnule, pe aici pe sus. Ce drifturi, că m-am dus direct pe munte, că n-am... Lasă-i, ai mașină înaltă, merge. Mamă, dar ce frumos lucru. Johnule, rămâi pe banda ta, John. Ce face băiatul drifter? Nici măcar nu simte dâmburile astea, mă, ce vorbești. Băi, îmi place maxim mașina, deci dacă vreți ceva fun să vă distrați, asta și bani puțini, adică vă luați cu banii de început. Și uite ce frumos intră pe viraj. Că nu-mi vine să cred că sunt eu la volan. Unde sunteți? Cred că intrăm pe autostradă. Puuu, parcă nu mai îmi vine să las mașina în pace. Ia, sunt curios, vrei să facem un mic switch? Că văd că, vă că hai, se învârte tare și asta. Ia să vedem ce și-a luat aici nenea John. Tu te mai pricepi la drift la una alta. Eu m-am învățat la roșie. Mamă, cum pleacă asta. Mamă, ata alunecă mai mult. Wow! Daniele, mai bagă și tu niște benzină. Hopă, la accident am făcut. Dacă vin să mă iei, să-ți bag câte benzină vrei. Bă, dar asta fuge, mă, nu se încurcă. I-am făcut mare pagubă. M-am dus direct pe contrasens, stai că te se întorc. Nu vă mai ajung. Nu patinează la fel de mult ca aia. Da, nu patinează, dar fuge. Da, asta are grip ca lumea. Da, nu știu, nu... Nu se aruncă direct, nu știu, e... Da, nu merge. E mai greu de controlat, dar se vede că e de drift. Adică faci frumos. Asta nu-l menține, văd. Se oprește în mijloc. Am stai că m-am ridicat de la sol. Da, nu-i ca aia. Deși e bombastică și asta și cum se ridică așa fără rulețele. Hai să-i dăm pe aici, pe la accident, pe strada asta uitată de lume. Ce tare ești străduța asta. Ia, merge să intrăm la asta în curte? Da? Am luat-o pe o străduță. Uleu. Stai așa, că nu știu unde ești tu. Eu am dat tot în față. A, uite-te. Pe străduța asta, cred că e prima oară când am fost pe ea. Bun, vom lăsa și noi episodul acesta aici. Vă mulțumim frumos pentru toată atenția curdată. Uite și ce-am luat asta în curte să intră. Semnalizări n-avem. Ce semnalizări? Că mi-ai dat tot o medală la mașină, John? Păi, dar de unde vrei să știu că faci stângă? Păi de ce depășești o străduțe de-asta? Hai că le-am distrus și noi. Mi-ai distrus mașina, Johnule! Stai, bă, cum... Mamă, stai. Mașina. Băieți, aveți IP-ul și ce mai este necesar în descriere. Noi ne vedem data viitoare. Pa, bam!